Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Berbec, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie pentru voi, deschizătorii de drumuri, luna mai 2024. Și să începem cu arcanele majore, să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte în această lună mai. Ia să vedem. Oh, da, și vedem magicianul. O arcană foarte, foarte frumoasă care vă spune în felul următor că manifestați, sunteți evident creatorii vieții voastre și manifestați lucruri foarte repede, foarte ușor. Și cred că unii dintre voi ați și observat cât de ușor se manifestă și se materializează niște lucruri în realitatea voastră. Aveți toate ustensilele necesare pentru a aduce în realitatea voastră ceea ce doriți. Ia vedeți cum faceți cu gândurile, cu emoțiile, pentru că știți foarte bine, ele sunt cele care vă creează realitatea. Bun, magicianul este alături de voi. Voi sunteți, de fapt, magicienii vieții voastre, știți deja lucrurile acestea. Mergem mai departe și haideți să dăm așa de început niște cuvinte cheie pentru luna mai, dragii mei berbeci, dragii mei magicieni de data aceasta. Și iată, primul cuvânt cheie este absolut. Și nu facem reclamă la absolut nimic cu absolut. Și mai avem, ok, răscruce de drumuri, iată. Absolut, la o răscruce de drumuri se vor afla berbecii care, bineînțeles, vor trebui să decidă ce este mai bine pentru ei. Mai vedem lumină, următorul cuvânt cheie pentru luna mai, ceea ce este foarte, foarte bine. Și avem și numărul 11. Poate pe 11 mai este ceva important sau poate pe 11 mai este răscrucea de drumuri. O să vadă fiecare în parte despre ce este vorba. Bun. Ia să vedem hai să vedem de aici un titlu al citirii voastre pentru această ce v-am spus cu mentalul pentru această lună. Ce v-am spus cu mentalul? Lockdown. Bine, noi am scăpat de lockdown cu, mă rog, pandemia și ce a fost pe acolo. Vedem mental prison. Închisoarea mentală și lipsa de încredere în propria persoană. Se numește ședință, dragii mei berbecuți. Ia vedeți ce faceți cu lucrul acesta, pentru că sunteți în poziția magicianului, cel care creează foarte repede niște lucruri. Și dacă tu ai să creezi niște lucruri din poziția aceasta, nu o să fie tocmai ok. Bun, totul depinde de tine, știi foarte bine lucrul acesta. Mergem mai departe și să vedem pe calea astrelor ce se întâmplă, ce se întâmplă și se întâmplă nodul nord. Iată, te cheamă nodul nord să vii, să-ți faci misiunea, să ieși poate din limitările acelea pe care le-am văzut mai devreme. Da, și vedem și energia lui Pluto, care vorbește despre umbre, umbrele acelea interioare, rănile acelea sufletești, neîncrederea în propria persoană. Sunt cele care au tendința să te țină în energia veche din care trebuie cumva să ieși. Uite și planeta care te reprezintă, da, te guvernează, este energia lui Marte aici, dar vedem și energia lunii. Ea vorbește despre suflet, este partea aceea știută doar de tine. Ea reprezintă de asemenea și emoțiile și subconștientul. Uite, cele două poluri, să zicem, opuse. Una, un pol în care tu stai, emoțiile tale, și din ce am văzut sunt niște emoții care nu te avantajează, și planeta care te guvernează, dar te și îndeamnă să ai curajul să acționezi, să ai curajul să ieși de aici și să ai mult mai multă încredere sau ceva, hai să zicem, mai multă încredere în propria persoană. Bun, o lună, din ceea ce vedem, decisivă pentru viața ta. Rămâi în poziția de victimă sau îți dai voie să crezi în puterea ta și să mergi mai departe. Da, vorbim despre resursele interioare. Resursele interioare să le redescoperi și să le pui în acțiune. Vedem un soare în rac de data aceasta, poate să vorbească și despre niște ajutoare sau, mă rog, un ajutor, o mână întinsă din partea cuiva, nu știu, un membru al familiei sau cineva apropiat ție, care să vină, da, și să îți spună, uite, mâna întinsă, dar o accepți sau nu o accepți, vrei să te ridici de acolo sau nu. Mergem mai departe, dragii mei berbecuți, și să vedem ce mai avem pentru această lună. Of, detașarea, iată, detașarea de anumite lucruri sau, cum se spune, o imagine de asta rece pe care unii dintre voi vreți să o afișați, dar de fapt în interior se află altceva, poftim și răscrucea de drumuri.
pe care am văzut-o mai devreme. Deciziile se numește această carte, da. Decizie extrem de importantă, așa cum am spus, în luna mai, dacă îți dai voie să ieși din zona de lipsă de încredere, de lipsă de putere personală și să mergi în zona de forță. Asta este o decizie extrem de importantă pe care va trebui să o iei în această lună. Ce mai vedem? Alchimia, transformarea, transformarea acestor energii, acestor umbre, da, pe care le vedem aici în lumină, în forță, în putere. Vedem și ghidarea sau asistența din partea ghizilor tăi spirituale. Te afli într-adevăr la răscruce de drumuri. Iată creșterea, o vedem aici, potențialul de creștere este absolut extraordinar, dar uite și umbrele care își fac apariția, spune spiritul, și le vei observa în momentul în care îți vor fi apăsate butoanele, în momentul în care îți sunt apăsate butoanele și îți sare muștarul, da, sau mă rog, ketchupul ce sare pe acolo. Ok, înțelege că este ceva de vindecat, înțelege că este ceva de rezolvat în interiorul tău. Unii dintre voi s-ar putea să aveți, pentru că mi-arată numărul 11 pe care l-am extras mai devreme, s-ar putea să fiți în relații oglindă, să spunem. Da, poate flăcări gemene, poate, în fine, suflete pereche, persoane care să te oglindească și atunci s-ar putea să nu-ți placă ceea ce vezi și să reacționezi într-un anumit fel. Asta este doar ca tu să înțelegi că este ceva de lucrat. Da, uite, și vedem energia trecutului, statul în trecut, sau mă rog, legăturile cu trecutul și poziția aceea de suferință și de victimă, care, repet, nu te avantajează și de acolo, uite, și de shadow, da, umbrele sufletului, de acolo va trebui tu să pleci. Mergem mai departe cu mesajele din partea doamnei lună pentru luna mai. Oh, bine, bineînțeles, believe it impossible, crede că totul este posibil, nu mai spune eu nu pot, eu nu sunt în stare, n-am să ajung niciodată acolo, nu te mai limita, nu ai de unde să știi care ți este potențialul dacă nu încerci acel lucru, habar nu ai, tu spui din prima, nu știu dacă te întreb acum, dacă știi să, Doamne iartă-mă, că nu vine niciun, construiești, am avut discuția asta și nu degeaba am avut-o zilele trecute, dacă știi să construiești, nu știu, poate o navă spațială, păi și tu ai zis, băi, nu știu, de unde știi că nu știi, că n-ai încercat niciodată, da, pe principiul acesta. Crede că totul este posibil și ieși din limitare. What do you need to release? Ce anume ai de eliberat? Păi ai de eliberat acele credințe limitative pe care le-am văzut acolo. Nu renunța la visul tău. Iacă-te un potențial extraordinar, vedem aici, și un nou început care te așteaptă. Asta este marea răscruce de drumuri la care tu te vei afla, sau în fața, da? Căreia te vei afla în luna mai. Versiunea ta care spune atât pot, asta sunt, nu-mi cere mai mult, ce vrei de la mine, asta sau asta sunt, aici încep, aici mă termin, nu poți avea pretenții. Ba pot avea pretenții pentru că ai un potențial pe care nu l-ai explorat, dar nu vrei să-l explorezi, probabil din încăpățânare că de-aia ești berbec, da? Dă-ți voie să faci lucrul acesta și dacă îți vei da voie să faci lucrul acesta, poți ajunge foarte sus. Am văzut energia lunii noi în săgetător care îți spune și vei vedea confirmarea imediat că norocul este de partea ta, șansele sunt de partea ta, dar ce faci tu cu lucrul acesta doar de tine depinde. Bun, și vedem a new direction, o noi direcții când vine vorba de job, de carieră sau, mă rog, de orice altceva. Dacă vei intra în forța ta, deci nu am suficiente cuvinte să subliniez lucrul acesta, dacă vei crede în visul tău, dacă vei crede în tine, în primul și în primul rând, tu poți ajunge foarte sus. Bun, schimbare de drum, schimbare de carieră pentru unii dintre berbecuți în această lună. Colaborări noi, nouțe, care te pot duce pe culmile succesului, că nu degeaba a apărut acest săgetător, dar o lună nouă în săgetător și soarele în Capricorn. Încă o dată vine această confirmare a faptului că poți ajunge foarte, foarte sus. În primul și în primul rând îți trebuie această încredere în tine, să ieși din poziția de limitare, să ieși din poziția de victimă, să te rupi odată de versiunea pe care ai cunoscut-o, a ta, evident, din trecut. Tu nu mai ești omul acela, da? Tu te-ai schimbat, tu nu mai ești nici cel care ai fost acum 5 minute, să ne înțelegem, da? Totul se schimbă, totul se transformă, nu mai rămâne fidel unei versiuni care nu te mai reprezintă. Și cu luna în Scorpion, transformare, despre asta vorbim. Apare o transformare profundă și e bine să apară o transformare profundă, mai ales la nivel de suflet, mai ales la nivel de subconștient, de programe pe care tu le-ai creat, le-ai moștenit și așa mai departe, nu intrăm în detalii.
Mergem mai departe cu Sfântul Osho și ia să vedem ce ne zice Sfântul Osho. Să te bucuri, uite, secretul secretelor, cartea cărților, să te bucuri de fiecare moment, de fiecare clipă din viața ta. Ai se creează magia. În momentul în care nu-ți mai bați capul, că nu știu ce, că nu știu cum și așa mai departe, și nu știu, asculți o melodie care îți place, faci o activitate care îți aduce plăcere și să încheie aia și mai începi una și așa mai departe și trăiești din moment plăcut în moment plăcut. Totul în jurul tău se schimbă pentru că ți se schimbă energia, ți se schimbă vibrația. Asta trebuie să înveți să faci. Uite răscucea de drumuri încă o dată, uite teama ta de a alege, uite conflictele mentale, uite tu cei doi poli opuși, conflictele mentale și bucuria de a trăi în momentul prezent și de a fi recunoscător pentru tot ceea ce ai, pentru tot ceea ce ești. Cât de frumos explică spiritul și cât de frumos îți spune exact ce anume ai de făcut. Și vedem și călătoria sau, mă rog, un 8 de bâte care vorbește despre faptul că lucrurile s-ar putea să se precipite puțin, să capete viteză, să-ți ceară poate să te hotărăști mai repede decât îți place ție să te hotărăști. Ei, în momentul în care vei înțelege ceea ce transmite poate spiritul aici, în momentul în care vei înțelege că toată puterea a stat și stă și va sta tot timpul în tine, te vei elibera. La fel de bine sunt niște vești, spune spiritul, pe care unii dintre voi le veți primi sau discuții pe care le veți avea, care vor duce la eliberarea voastră și este o eliberare extraordinară dacă îi dai voie să se întâmple. Pentru că este ceva ce ai tot adunat, ai adunat, ai adunat pe umerii tăi și vine momentul să te eliberezi de energia trecutului și sunt, iată-te, sărbătorirea. Pot fi niște vești și niște dialoguri foarte faine, da? Te pot duce la acel motiv sau moment de sărbătorire. Trebuie doar să-i dai voie să se întâmple. Și mergem cu Cupid Deck mai departe. Și apare cartea sicriului. O încheiere de cicluri, o încheiere de situații, de capitole pentru unii dintre voi. Vedem și cartea casei, ia să vedem noi exact despre ce este vorba. Nu vă gândiți la nebunii, iată și cartea ocupației. Da, poate unii dintre voi, așa cum am primit de fapt confirmare și mai devreme, s-ar putea să încheiați o activitate pe care o făceați până acum, nu știu dacă o făceați de acasă sau nu, și să începeți cu totul altceva. Este o schimbare cam bruscă pentru unii dintre voi de activitate. Vedem și cartea femeii mature, hai să ne spună mai multe, iată-te și îngrijorarea, nu știu dacă cineva din familia ta își face griji pentru această schimbare de direcție. Vedem și cartea bărbatului principal, multe persoane în jurul tău în această lună și cornucopia, cornul abundenței. Posibil să fie o figură masculină în viața unora dintre voi, nu știu dacă vă este rudă sau nu, sau prieten apropiat care să vă dea acea șansă, mână întinsă, despre care am vorbit la începutul citirii. Dar da, este cineva care își cam face griji pentru această schimbare de direcție din viața ta. Este cineva care are legătură cu familia ta, fără doar și poate. Mergem la Lenormand și să vedem cu ce ne întâmpină. Și vedem, iată-te, niște bănuți. Este o grijă pe care cineva și-o face legată de pierderea unor bani, da? Pierderea unor, e grija, că nu este pierdere de bani, dar cineva își face griji că s-ar putea să se piardă niște bani pentru aceste începuturi, pentru că vedem ceva nou apare la orizont. Poate să fie vorba despre un contract, o colaborare pe care o veți avea unii dintre voi și ia câtă bucuria neașteptată. De asta tot bat fierul aici, nu-ți mai face griji, nu-ți mai bate capul, nu mai sta poate în jurul persoanelor care vin și spun da, dacă nu o să meargă, da, dacă o să pierd, da, dacă, pleacă de acolo. Pleacă de acolo pentru că îți influențează energia și nu te ajută. Ești într-o lună în care îți schimbi cursul vieții, îți schimbi direcția vieții. Bun, iată-te, luna o vedem din nou, apare la orizont, apare cumva să te influențeze, uite și emoțiile și tristețea sau îngrijorarea, nu lăsa să pune stăpânire pe tine, nu lăsa scenarita să vină și să facă ravagii în mintea ta. Este posibil să fie, nu știu, poate o energie feminină alături de tine care să, din păcate, da, să arunce, spune spiritul, niște paie pe foc, niște lemne pe foc și să aprindă această scenarită cronică care oricum există în mintea ta și să o ia maimuțele razna. Nu da voie să se întâmple lucrul acesta.
Hai să vedem ce mai avem noi aici din nou, Cartea Morții și a Transformării. Ok, unii dintre voi s-ar putea să auziți de trecerea în altă dimensiune a unei persoane, nu știu, la care poate ați ținut într-un fel sau altul, mesajul vine, nu o să fie pentru toată lumea și moartea nu există, este doar o trecere dincolo. Bun, mergem mai departe, nu ne axăm pe astfel de mesaje. Mergem mai departe și să vedem la rădăcina primului pachet de tarot, vedem un 5 de bâte. Obstacole, da? S-ar putea să fie niște obstacole și niște provocări. Eu zic în felul următor, să le numești provocări și nu obstacole în primul și în primul rând. Felul în care tu privești o anumită situație face diferența. Dacă eu o văd imposibil de schimbat, imposibil de rezolvat, atunci chiar așa va fi. Că de aia ți-a și spus prima carte din partea Doamnei Lune, să crezi că totul este posibil. Bun, și mai vedem solitudinea, da, cartea Hermitului și ia câtă luna, sufletul, emoțiile din nou, pentru că uite ce se află aici, există foarte multe răni sufletești care au creat aceste definiții și programe limitative și tarotul se deschide cu roata norocului care vorbește despre schimbare. Aici ce să vezi, se numește destiny, se numește destin, că de-aia stai tu la răscruce de drumuri în luna mai. Aici îți creezi, ia uite ce frumos, îți creezi viața și vedem și cartea lumii, încheiere de capitole, schimbare și este o schimbare majoră pentru unii dintre voi și nu știu dacă are legătură cu vreo casă, poate are legătură cu vreo relație, poate are legătură cu o mutare, o deplasare, nu știu, că e în străinătate sau mă rog pe o distanță mai mare. Oricum, această schimbare duce la reușită, repet, în momentul în care tu îi dai voie să se întâmple, pentru că totul depinde de decizia pe care tu o vei lua. Și în centrul citirii voastre vedem asul de cupe. Un as de cupe care poate să vorbească și despre iubire, hop, poate să vorbească și despre entuziasm, da? Să am cupa sufletului plină de entuziasm și de curiozitate să fac, să, nu știu, schimb lucrurile în viața mea. Victorie, reușită, succes. Oh my God, sunt niște vești foarte bune pentru unii dintre voi și niște șanse extraordinare cu condiția să alegi înțelept. Cu condiția de data aceasta să alegi din poziția de forță, da, de putere și nu din poziția de victimă. Și Justice, vedem și cartea justiției care seamănă foarte mult cu magicianul Balance, se numește aici echilibru, pentru că vedem toate ustensilele magicianului sunt aici pe cartea justiției într-un fel sau altul, poate la ei reprezintă forța, că în unele pachete de tarot forța și justiția sunt inversate. Bun, haideți să mai vedem și ultima carte de aici, da, cred că ați mai văzut-o odată, este magicianul. Creează, scuzați-mă, dintr-un punct de forță, dintr-o conștientizare a puterii tale personale și atunci lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. La rădăcina pachetului vedem diavolul, iacătă fricile care sunt în interiorul tău, poate să fie și o frică de angajament pentru unii dintre voi dacă e să vorbim despre relații. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem. La rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot vedem temperanța și vorbim despre echilibru, vorbim despre nevoie de răbdare și de timp divin. Aha, ia uite ce vedem noi aici, cinciul de cupe, următoarea carte, legăturile și atașamentul de trecut. Haideți să lămurim cărțile și să vedem. Why is the wheel of fortune here, dear spirit? Thank you. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Cu această roată a destinului, cu această roată a norocului, se schimbă ceva posibil pe parte financiară. Vedem un 5 de monede, dar la fel există frica aceasta de a pierde ceva. Că este frica de a rămâne singur dacă intri într-o relație, că este frica de a pierde bani dacă e să investești ceva. Există acolo niște temeri, există niște frici. Tell me more about this. Ia să mai vedem. Cartea lumii, pe cartea lumii, Doamne Dumnezeule, dă drumul trecutului, o nouă viață, un nou capitol te așteaptă și te încăpățânezi să te alegi pe tine și să alegi fericirea de data aceasta. Încă o dată îți spune alege înțelept, pentru că vedem, există teama aceasta de a alege, dar nu e teama de a alege, teama de a nu alege greșit. Dar de data aceasta urmează-ți sufletul și nu vei alege greșit deloc. Nu știu, poate e nevoie să te retragi puțin, să stai cu tine și să vezi ce anume îți dorești cu adevărat, ce-și dorește sufletul tău cu adevărat. Nu știu dacă unii dintre voi v-ați obișnuit, poate foarte mult singuri și când vine vorba despre o relație, s-ar putea să intervină niște temeri, niște frici, exact.
folosește logica și rațiunea și dă-ți voie să lași în spate ceea ce nu-ți mai folosește și să investești de data asta în tine și să alegi tu pentru tine, poate să nu te mai lași influențat dintr-o parte și din alta. Hai să vedem mai departe. Da, ce v-am spus, deschideți sufletul, dă-te jos de pe patrul ăla de monede, pentru că pentru unii dintre voi vine prea plinul sufletului și nu știi ce să faci cu el, nu știi să îl primești, pentru că ți este frică, pentru că te gândești tu că s-ar putea să se întâmple, nu știu, este frica de angajament, ce să ne mai turavura, da? Pentru unii dintre voi, frica de angajament. Pentru alții dintre voi vedem niște vești bune legate de un parteneriat sau de o colaborare care vin către voi în luna mai, o colaborare extraordinară, nu știu dacă vei colabora cu cineva în Taur sau nu, sau cu această împărăteasă, oricum vedem că prin această colaborare se naște ceva nou, că este un proiect nou, că este o relație nouă, nici măcar nu mai contează. Ia să mergem noi mai departe și să vedem, ce să vezi. Zecele de cupe, familia fericită, împlinire la nivel de suflet. Asta îți spune, încă o dată, alege înțelept. Ce-ți dorești cu adevărat? Alegi să-ți stai în frică. Adică să rămâi, nu știu, poate singur, da? De frică să nu fii părăsit, atunci rămâi acolo, da? Sau îți asumi riscul de a intra într-un parteneriat sau într-o relație și îți spune, dacă îți vei asuma riscul acela, aici vei ajunge la zecele de cupe. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Ascultă-ți intuiția, ceva neașteptat, de fapt, se întâmplă. Poate să fie vorba despre dărâmarea fricilor, zidurilor pe care tu le-ai construit, dărâmarea acelor programe, da, limitative. Ascultă-ți intuiția de data aceasta și vei schimba traseul vieții tale într-un mare fel dacă vei urma flacăra pasiunii, dacă vei urma curajul și entuziasmul și nu vei mai sta în poziția aceea de frică, de teamă și de neîncredere, dacă te vei deschide către iubire. Nu știu dacă vei merge către regele ăsta de cupe sau nu, poate fi cineva în zodie de apă, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de apă, asul de cupe, din nou vorbim despre a-ți deschide sufletul și a lăsa pur și simplu iubirea să curgă în viața ta. Vedem discuții, da, și negocieri, poate pentru unii dintre voi, online în această lună. Și faptul că trebuie să ieși până la urmă din fricile acestea și să urmezi ia către forța interioară, atunci viața ta repede se va schimba într-un mare fel. Mergem mai departe și haide să vedem amorul ghebos pentru luna mai, ok, new love, da, o nouă iubire, o nouă poveste de dragoste, ia cât apare, dar îți spune foarte clar, detașează-te de, nu știu, fostul, fosta parteneră, detașează-te de energia trecutului, pentru că nu poți fi și în car și în căruță în același timp, ceva te trage înapoi, ceva te trage în energia trecutului și e bine să nu fie așa. Și vedem problemele legate de încredere. Poate aici vorbim, nu știu dacă neapărat să te detașezi de o persoană cu care ai fost, dar să te detașezi de poveste de acolo, pentru că vedem există lipsă de încredere. Există niște răni sufletești pe care le-ai dobândit în experiențele anterioare și îți spune nu poți merge cu aceste răni sufletești în această poveste de iubire nouă. Free yourself, eliberează-te și preia controlul vieții tale, că deocamdată ești sub controlul poveștilor din trecutul tău. Bun, hai să vedem mai departe ce mai avem, dragii mei. Berbecuți, interesantă citirea pentru voi pentru luna mai și foarte, foarte intensă. Action, acționează. Acționează, vine momentul să ieși din întuneric și să mergi către lumină, să găsești curajul în interiorul tău să faci lucrul acesta, începuturi, noile începuturi le vedem aici. Vă zice foarte clar, începeți o nouă viață, ad literam, începeți o nouă viață, o poți face pe vibrația asemănătoare cu viața trecută și atunci n-ai să vezi mari diferențe sau pur și simplu te arunci cu sufletul deschis și ce-o fi, o fi și o să fie într-un mare fel. Poftim, abundance, o nouă viață, noi începuturi pline de abundență, cu condiția să ieși din frică și să te arunci pur și simplu în necunoscut, primind, da, la urma urmii ceea ce vrea să vină către tine.
I rest my case, abundență și succes cu noile începuturi, dragii mei. Deci, o citire absolut fantastică pentru luna mai, wow! Îmi doresc să fiu și o bervecnă. Și poftim! Happy family, da? Familia fericită, zecele de cupe, dacă vei alege înțelept și anume să ieși din energia trecutului, să te rupi cu de legăturile trecutului și de traumele și ce s-au întâmplat acolo, pentru că nu poți aduce, repet, aceste lucruri în această relație nouă. Vedem Arhanghelul, de ce îmi spun Gabriel, nu știu, că el e Rafael toată ziua, o fi cineva Gabriel. Arhanghelul Rafael, care vine și vorbește despre vindecare. Da, este traumă poate pe care ai dobândit-o în cadrul familiei, poate în copilăria ta, poate în relațiile anterioare și sufletul trebuie vindecat. Poftim, I rest my case, atașamentele de trecut, rănile trecutului te țin, dar te pot ține și te pot bloca de a ajunge aici în această energie absolut minunată. Totul depinde de tine, totul depinde de încrederea în tine, pentru că tu acum te vezi aici legat de trecut, evident, și spui că nu poți face, tu mai mult de atât nu poți să fii, ba poți să fii ce vrea mușchiul tău să fii, trebuie doar să înțelegi lucrul acesta, trebuie să înțelegi cât ești de puternic și să deschizi poarta asta după care te-ai închis și să mergi către acele orizonturi, pentru că ele sunt absolut minunate. Apreciază tot ceea ce ai și fii recunoscător pentru tot ceea ce ai și pentru tot ceea ce ești și pentru ceea ce s-a întâmplat și detașează-te. Înflorire și abundență, adică despre ce vorbim. Bun, hai să vedem și de aici care sunt mesajele. Alege înțelept din nou, pentru că întreții un joc care nu te reprezintă. Tu îl întreții și nimeni altcineva, că e vorba de fricile tale, că este vorba de legături cu alte persoane, nu știu. Tu întreții un joc care nu îți aduce niciun beneficiu și nu este bun pentru tine. Da, învață lecțiile din trecut și dă drumul trecutului și detașează-te de tot și de toate ce reprezintă trecutul. Doar așa și numai așa poți ajunge să accesezi acest succes, această abundență. Și, mă rog, împlinirea sufletului pe care am văzut-o acolo, uite forțele superioare, să le zicem așa, de dragul discuției, care sunt alături de tine și te ghidează către acest nou drum din viața ta. Uite curajul, uite energia focului care te și reprezintă, energia masculină, o vedem aici. Sau poate aceste forțe superioare îți trimit această energie masculină către tine, poate este ceva ce ți-ai dorit, ți-ai imaginat. Și să vedem care sunt și mesajele din partea îngerilor, dragii mei, pentru luna mai. Du-te mai departe, du-te, nu te opri, nu te uita în urmă, așteaptă-te la soluții miraculoase, crede în tine și crede în miracole. Și vine și Teresa care îți spune să te oprești puțin, pentru că ai fost atât de ocupat să ai grijă de toți ceilalți din jurul tău, a venit momentul să te oprești și să ai grijă și de tine. Gândește-te la tine de data asta și nu o să-ți pară rău. Și vine și Sonia care îți aduce un mesaj din partea unei persoane foarte dragi ție, care nu mai este printre noi și care vrea să știi că este bine, este în pace, în liniște, te iubește foarte mult și te roagă să nu-ți mai faci griji, pentru că am văzut, sunt foarte multe griji, iată-te unde a căzut cartea pe închiderea sufletului, nu-ți mai face griji legate de, nu știu, abandon, respingere și așa mai departe. Și vine și Oceana care îți spune că vei fi în legătură cu adevărul unor situații sau adevărul despre tine. Tot ceea ce trebuie să faci este să ai încredere în ceea ce simți și în ceea ce ești și să acționezi. Haideți să vedem, zdrângănele, trâncănele. Știam eu că mai era ceva. Hai să vedem niște zdrângănele, trâncănele pentru voi, dragii mei, berbecuți, pentru luna mai. Și haideți să vedem, clar vorbim despre copilul interior care este rănit, vedem căluțul acesta, lucrați cu copilul interior și oferiți tot ceea ce trebuie oferit, pentru că vă poate încetini ritmul în viață, vedem broscuța aceasta țestoasă, două broscuțe țestoase, foarte interesant, una mai mare, una mai mică, una aurie, una argintie, poate să fie pentru unii dintre voi, da, și găsirea partenerului sau partenerei potrivite, o, Doamne, cât de frumos, este o caleașcă și mi-aduce aminte de Cinderella, cum îi zice, cenușăreasa, da, care se transformă, deci ea era și cea care își spăla pe jos și nu știu, și ea era și prințesa a vieții, mă rog, prințesa prințeselor, nu a vieții, mă rog, asta e vorba mea. În fine,
tu dă-ți voie să te transformi, că totul depinde de tine și de iubirea pe care o arăți față de propria persoană, pentru că vedem și pisica, da, care acum pentru voi vorbește despre iubire de sine, sau poate aveți vreo pisică, cine știe. Dragii mei berbecuți, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna mai 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.